Tregalul de oină, sportul național al României. S-au jucat Cupa Regelui și Cupa Reginei, cele mai râvnite trofee din calendarul competițional. Oina are o tradiție de sute de ani și se desfășoară sub înaltul patronaj al casei regale. Iar majestatea sa, Margareta, a fost în tribune ca să vadă cu ochii ei cum se joacă acest sport, multă vreme uitat, dar acum este redescoperit de noile generații. Ilie Oană din Ploiești a găzduit un eveniment plin de premiere. A fost pentru prima oară în 2 ani când Cupa Regelui și Cupa Reginei la Oină s-au jucat, deoarece anul trecut au fost anulate din cauza pandemiei. De asemenea, în premieră aceste două competiții s-au desfășurat în afara Bucureștiului. În plus, a fost prima oară când patronul regal al jocului de oină, majestatea sa Margareta, a venit la un meci. Înainte de prima partidă, Filarmonica din Ploiești a intonat și imnul regal. Majestatea sa Margareta a dat și lovitura de începere la Cupa Reginei. Oina este asemănătoare cu baseball și cricket în sensul că se lovește mingea cu o bâtă, iar jucătorii trebuie să fugă în diverse părți ale terenului. Dar comparațiile se cam opresc aici. Oina este atestată documentar în spațiul românesc de peste 600 de ani. Modernizarea acestui sport a venit în timpul domniei regelui Carol I, când s-a jucat primul campionat național și când a apărut primul regulament oficial. În ultimii 30 de ani a intrat într-un cont de umbră din care abia acum începe să iasă. De când am primit în altul patronajul al majestății sale regelui Mihai I, oina a început să fie foarte vizibilă la nivel național. A avut o parte de mediatizare foarte importantă și acest lucru ne-a ajutat în dezvoltare. În pauză, fiica cea mare a regelui Mihai a dat autografe pe mingi de oină pentru copiii din public. Din cauză că a plouat torențial înainte de meci, nu au fost mulți oameni în tribune. La final, majestatea sa Margareta a semnat tricourile câștigătorilor. Cupa Reginei a fost luată de fetele de la Dacia Mioveni, iar Cupa Regelui a ajuns pentru a 5-a oară la frontiera Tomis Constanța. Alături de Casa Regală, se pare că oina se ridică. Avem foarte multe echipe de juniori, noi seniorii încercăm să ne menținem, să întinerim echipele și să arătăm sportul nostru național, că este foarte frumos.